Băi, dar ce tir ți-au dat ăștia? Merge Luciu cu el că avea, o să mor eu dacă ăla. Hai, dă-i. Mașarier. Cu spatele. Frumos, mă, frumos, n-aia. Se lucrează bine. Băia de scurcăreț. Oh, stai, 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 laptele. A? S-a dus, nu? Ce? Odată mai este unul din voi. Da. Și de aia s-ar putea să nu iasă unul. Atât. Primul palet scanat. Și nu mai fac nimic, a? Ai văzut? Da, și-ți iesă. Da, sunt 5? Sunt 5 acum, ia. Sunt sau nu sunt? Uite-l, frate, cu verde. Gata, ia, magazinul. Ia. Nu? Hai, băi, Luci, vină că am găsit paleții, nu vină încă. Asta e primul, al doilea și al treilea. Terminat de încărcat. Așteptăm aici la birou să vedem ce se ne dă aici. Bestia asta, Lucian, e a ta? Asta e, mă, ta. Asta e? Nebunia asta? Pe roți? Nebunia lui Sala, mă. Ok. Nebunia lui Sala. Când o merg eu. Fraților, atenție. În ce frigider băgați? Acolo cu minus 18 grade și aici... Mi pare că și aici pe mine. E ia polului, adică e pachete retur, înapoi în depozit, cum ar veni. Le mai dincolo? Ce se întâmplă? Hai, urcă-te pe sau. Urcă-te pe sus, Luci. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog de noapte, așa, nu, Luci? Da. Astăzi, fraților, facem curierat, dar curierat cu bestia asta de noapte. Bestiuța. Pe tir, fraților, așa bestia că... Bestia da. Ia zi-mă, Luci. Ce facem noi astăzi? În seara asta, adică, fapt. Noaptea asta, că e de noapte. Muncim. Muncim. Încărcăm și descărcăm la supermarket. Da, fraților. Depozite de ca, nu? Luci? Nu, Neto. Neto? Depozit Neto, frumos încărcăm la depozit și după aia mergem la magazine și descărcăm marfă. Avem cât în seara asta? Trei magazine? Trei magazine. Dar poate să mai bage la depozit acolo, știi? Nu mai bagă nimeni. Depinde, ori îți mai scoate, ori îți mai bagă. Da, fraților, așa că în seara asta facem curierat cu tirul, da? O să vă arătăm și vouă treaba aici în Germania, cum merge Luci, ce zice, e bine, nu e bine, e greu, nu vedem. E greu. Vedem pe parcurs, o să filmăm cum descărcăm, ce facem. Așa că vă ținem la curent. Bem cafeluța, ceasul este 12, nu? 12 și un sfert, da. Așa că stați aproape și noaptea asta avem de muncă, da? Hai, stați aici, dați like până un alt. Chius. Edelman Logistic, ia uite-mă aici. Ia zi-mă, Luci. Ce să mai zic? Îmbrăcat așa, de clar. Firmă serioasă. Încărcat cu altă firmă. Cu altă firmă. Da. Se explica la lume că am schimbat vreo 7 locuri de muncă. Lucian acum e în căutare. Câte o săptămână la fiecare firmă? Da, mai mult de o săptămână la voi. Da, e voie. Da, păi, na, știi cum e. La firma aia care ai fost până acum, nu era bine. Să plecai o săptămână pe bani puțin, nu se merită. Aici, seara de seara acasă, seara de seara acasă, dimineața, dimineața acasă. Dimineața. Știi cum e. Cauți mai bine până găsești, nu? În Germania chiar ai de unde, sunt multe firme. Bine, nu doar în Germania, și în România, și peste tot, pe tir se găsește. Așa că, fraților, gata, mă pun să dau și eu de tir, uitați-vă aici, conduc și eu tirul, gata. Luci, eu conduc. Da? Gata, eu mă urc, la ore, da? Ce ai, vreți să mai fac ceva, dracu, intrăm pe aici, dărâmă, merge de să-l luăște aici? Merge ce bun. Gata, mergem, gata. Altă viață, fraților, la înălțime de aici. Ia zi-mă, Luci, ai lumini de astea ambientale, să stai frumos. Cât avem până la depozit? 45 de kilometri până la depozitul Edeca, nu? Ai zis? Neto, mă. Neto, băi, ce-am cu Edeca, mă? Până la Neto acolo, la depozit, hai să vedem ce încărcăm și mergem la magazin. O, dai lumină? Ia, dă un pic de lumină. Se vede bine? Ia. Aaaa, altă viață. La ce merțanță ai tras, mă, Luci? GLE, AMG. AMG, nu? Tot ce trebuie aici, pat frumos. Salteaua de aia Dormeo, a? Frumos. Așa că, fraților, stați aici că e o noapte lungă cu peripeții, nu? Fraților, și aici e tot cu scanner. Are acest scanner acum să-l aprindă dacă mai merge. Dacă are baterie. L-a băgat bulgarul, l-a încărcat. E moart, da? Dar nu trebuie schimbată bateria. Dar stai, mă, l-am pus ca lumea. Stai la montaj. Nu contează, lasă așa că îi schimbăm bateria oricum. E tot cu scanner, tot ceva gen curierat, așa că scanăm paleți. Ca la GMS. Ca la firma Cucu. Așa că avem și aici foi, pac, pac, le dăm la magazine. Nu? Luci, zi. Adevărat. Nu te-a lăsat la depozit. Da. Salut colegul, înțelegi? Am
ok. Dură de zi și acum mă duc iau altele. Asta, uite, am avut trei magazine. Trei magazine am avut și în astăzi, aha. Asta e mișto, că Luci normal trebuia să fie liber în seara asta, dar îl plătește, extra. Mai am pus 150. Mai pentru ziua de sâmbătă. Să te luăm mâini dimineață, 10, 11 sau și la 7. Și 150 de euro, frumos. Pentru dacă muncești sâmbătă. E scurt, așa. E scurt, așa, frumos, pentru cumpărături. Așa că, fraților, băgați, băgați curse dacă vreți bani. Da, revenim. Fraților, este 1:30 și am ajuns la depozitul Netto, da? Lucian s-a dus să amintuiască ce să se înscrie, să bage la rampă și vedem. Vedem ce facem aici. Sunt și eu curios, trebuie să încărcăm tirul. Să vedem ce încărcăm, nu? Stați aici aproape. Să vedeți și voi munca de noapte aici pe tir. Ia zi mă, Luci, ce zic ăștia? Bătaie mare de cap. A, e greu, a? Băgăm la rampă sau nu băgăm? Băgăm, că să nu băgăm, domnul Cristi, numai că... Mai care? Pe alea, uite, am la 29, la 14 și la 31, te doare minte. Ce? A, rampă, la rampă, nu? O să bag la rampa 14, am două magazine acolo. Ok. 325. Păi de ce mi-a băgat, mă, 5 așa? Băi, ce mi s-o urăți mie asta, da? Paleți, e? Încărcăm paleți, hai să vedem, fraților. Ce avem de făcut în seara asta. Avem la rampa 14 la 31, fraților, așa că băgați și voi unde aveți mai mulți paleți. Uitați pe foaia asta și vezi unde ai mai mulți paleți, bagi la... Mă uit cum îmi bag acum, Lucian, bag la 14 și de la 31, care și ală de acolo, care mai puțin, care cu amaiza. Așa, Luci, așa, meseriaș. Mamă, ce le învârte. Băi, ce le ai, să mor eu. Ce faci acum? Să dau aia în gos, ia. Fraților, am luat bluza pe mine, că eu îmi fric aici în depozitul ăsta. Ce e? Pune-o la cărcat aici, că avem timp. Bă, chiar că e fric, a? Rampa 31. Doar nimic, mă, nu înțelegi. Trebuie să căutăm palete, pe unde sunt, rampa... Că și vezi, eu încep invers aici. Da. Încep de jos în sus, știi, să vină invers la cărcat. Gata, Luci, hai. La rampa 845. Ăștia? Are eu? Dau ce merg cu Luci, cu tigaia. Băi, dar ce tip ți-au dat ăștia? Ca lumea. Gata? Hai, Luci. Bagă o parcare laterală. Ăștia sunt, da. Hai. Mai mult e primit cu amaiza decât cu tirul. Am băgat primul palet. Primul palet în camion. Mai avem câțiva deocamdată. Ce aveți, fraților? E un frig aici. Ai mamă, ca cum e în abator, dacă știți. Frig, da. Hai. Aici? Ce scane? Merge? Atât. Primul palet scanat. Și nu mai fac nimic, a? Am scanat și acum dăm un camion. Fraților, aici în depozit este puțin nasol că nu găsești paleții unde trebuie. Vedeți, sus aici sunt niște numere. Și nu sunt organizați așa de aici, nu le pune unde trebuie. Pe foaie scrie ceva și în realitate e altceva. Așa trebuie să caute paleții unde sunt. Aiurea. Asta aici durează mult, pentru că nu știi exact unde sunt și durează. Pune-i caos, pune-i încarci în tir. Gata, așa că revenim, încărcăm tot ce trebuie să încărcăm și revenim cu informații. State aproape. Bagă, Luci, ca micu. Muncim cu drag și spor. Unde e pe partea aia? Mai scanăm palet frumos, scoatem foaia. Pâine caldă.
Frutăria Velpitar. Ata, nu? S-a scanat? Da. S-a scanat, nu? Da, da. Hai, dă-i. Bagă-l. Nu ești dacă le fac de-ar pune ăștia, mi-l lățesc? Da, nu le fac cum trebuie ăștia, nenorociți. Nenorociți, de nu am lumina aia. Unde-i lumina lucii? S-a stricat becul. Trei paleți băgați până acum, e bine, e bine. Ne descurcăm, ne descurcăm bine. Așa să o scanez. Am mai vedeți. Merge? Da. S-a scanat, s-a scanat. Da. 4 paleți. Bombă. Nu înțeleg nimic aici. 7 paleți. 6 am pus și 7,4 costă. Ah, l-am postat și pe ăsta. Da, mai să faci. Eu scanez. Eu scanez. Carnea, de carne, fraților. Fraților, nu este așa complicat, dar până înveți treaba, na, e stresez un pic. După numărul ăsta cauți paleții și ce ai de încărcat. Și trebuie să te duci la fiecare număr de sus, pentru că ăștia dacă nu-și fac treaba cum trebuie, nu le așează pe rând la fiecare număr exact. Normal, pe foaie era undeva în spate, acolo. Și l-a găsit tocmai aici. Și acum s-a dus iar să caute în partea aia pe acolo. Că nu i-a găsit pe toți aici paleți. Asta e nașpa, că nu muncesc ăștia cum trebuie. Nu le așează aici. Dacă și ăștia ar lucra cum trebuie și să le așeze la fiecare rampă cum trebuie, ai încărca repede și ai pleca. Dar na, te frigi mult aici în depozit. E și frig, mamă, nu mai pot. Frig tare de tot. Și avem jumătate de tir încărcat. Bravo, Luci! Bravo! Al doilea magazin, nu? Asta e la altul. E la... Da, așa vine. Așa vine. Aceste boxuri, carne, fraților, carne. Cărniță. Cărniță de aia bună. Hai, băi, Luci, vină că am găsit paleții, nu vină încă. Ăștia, 1, 2, 3. Și cu aia de carte. Ăsta e primul, al doilea și al treilea. Da, fraților, hai că nu e așa greu. Unii sunt așezați bine. Rampa aici, sus. Nu poți? Nu mergi? Da, mă. Vedeți aici sus, încărcarea e 18,4 din 21,15, da? Când e din 21 din 21, e gata încărcarea. Așa trebuie să-i băgăm imediat. Cam aia e. E plin containerul. Eu, merge Luci cu el ca aveu, o să mor eu dacă nu. Hai, dă-i. Mașa arier. Cu spatele. Aia e Luci. Cine are cu bătru? Cum ați dat cu spatele? Să nu răstori marfa. Frumos, mă, frumos, n-aia. Se lucrează bine. Dă-i să-i scanezi pe ăștia. Îi scană? Nu, pe ăștia nu. Stai așa. A? S-a dus, nu? Da. Ce? Odată mai este unul din voi. Da. Și de aia s-ar putea să nu iasă unul. S-ar putea? Da, mă, știu. Doar cu telefonul întâi, după aia cu scanner. Ai văzut? Da, și-ți iesă. Da, mă, iasă. 5 acum, ia. Sunt sau nu sunt? Uite-l, frate, cu verde. Gata magazinul, nu? Gata, să-l încărcăm. Hai de cheia de la asta mică și băgăm. Un pic mai avem. Aie, mă, Luci. Băiat descurcăreț. Stai, laptele. Hai, Luci, că e rezolvat-o. Dar e rezolvat ca lumea laptele. De văcuță. Aie, îl bem pe drum pe ăsta. Hai, Luci, îl bem pe drum dacă... Ce? Îl bem pe drum dacă tot l-ai răsturnat, l-ai spart. Cum ar fi? Nu știu, șerpim. Să-l aruncăm. Fraților, noi am terminat de încărcat. Așteptăm aici la birou să vedea... Ce să ne dea aici? Actele. Actele și plecăm. E câte ceas?
35 minute. Bine, ne-am mișcat bine, nu? Cât? O oră jumate. Ne-am mișcat bine. Și acolo luăm actele, dar e norocit o să luat țigara aici. Și stăm după ea, adică vezi cât stai, pierzi timp. Da, fraților, anunțăm că plecăm de aici și direct la primul magazin. Stați aici aproape, mă duce viața de noapte. Hai că am plecat de la birou, de la Piticani, de acolo. Ora asta, bă, fraților, să mă ora de m-a terminat. Am măcar că dat actele acum. Hai la primul magazin, la Șos Holte. Venim. De luăm până vine. Bestia asta, Lucian, e a ta? Asta e, mă, tăi. Asta e? Nebunia asta? Pe roți? Nebunia lui Sala, mă. Ia ce e. Nebunia lui Sala. Când o merg eu. Cum se face, măi? Dacă aș știa, m-aș băga, dar nu știu. Sunt dumă, ta. Ia. Amândouă? Una le dețin sus. Ia. Conștientul? Păi pe amândouă, nu? Sau una? Păi da, nu, amândouă odată trebuie. Amândouă odată, a? Păi uite, când ajunge aici, a? Da. Uite, și acum așa e. A, una de jos și una de sus. Dar nu, ăsta e principalul, fără ăsta nu poți face nimic. A, ok. Fără ăsta, spun eu. Ăsta acționează pompa de, nu știu cum face. Da, da, da. Și acum se ridică ramă. Acum știu, gata. Am bătăi cum ea. Să oprim pompa. Da. Bombă. Hai să dăm luce, că am pierdut timp aici. Ce-i faci acum? Bagi pe GPS? Dacă zic eu, dacă ești mai aici la principală, știu adresa până așa. La bag-o pe GPS mai degrabă. Da, fraților. Revenim de la primul magazin, nu? Ora 4.20, am ajuns la primul magazin, la Netto. Hai, mă, Luci, bagi bine acolo. Șoc, bine. Bombă, ce să mai... Perfect. Gata, hai să descărcăm, nu? Primul magazin la ora 4.20. Gata. Fraților, vă spunem că... Ce s-a întâmplat? Zi, Luci. S-a întâmplat o nenorocire. Dacă nu așez cum trebuie, se răstoarnă paleții. Dreptul mare. Trebuie să-i luați la mână din nou. Hai la ouă. Hai să schimbăm paleții și revenim. A, gata. După aia. Fraților, 5:30 și mergem spre al doilea magazin. Bine, după mai avem vreo 40 km. S-a fost cam departe, 90 în total. Doi piciocăne, dacă doi piciocănele. Da, mai avem 40 km și ajungem la al doilea magazin. Și mai rămâne și ultimul magazin, al treilea. Cred că pe la vreo... Depinde cât durează. La depinde cât durează. Avem tot 6 paleți. 6 paleți, da. Vedem, o ținem la curent, așa că stați aici până la sfârșit. Și ora 6:12 și am ajuns și la al doilea magazin. Ce zici, Luci, merge? Hai să băgăm și la al doilea magazin aici, să descărcăm. Și după vă spunem când plecăm, dacă merge mai repede treaba aici, vedem. 5 paleți, mă, ne-am. 5 paleți. Aici avem rampă, asta e bine, acolo nu aveam. Fraților, atenție. În ce frigider băgați? Acolo cu minus 18 grade și aici au minus 2 sau 4 grade. Adică dacă băgați acolo, stricați toată marfa. Să fiți atenți. Nu, Luci, să fiți atenți. Al doilea magazin, da? Haideți, domnul Hristos, vedem ce ați învățat. Ia să vedem dacă ați învățat. Dacă nu... Ia uite, mă, băiatul, ce le are. Ce le are cu mătul. Uite, leacă la el așa. Furi pâinea, băi, ce-ai toate zilele. Uitați, fraților, dacă nu mă bag eu pe tine. Să bag. Bravo, felicitări. Ai mai ceva? Gata, mă, atât. Închid aici, nu? Bă, bravo. Ce să mai, fraților? Aplauze. Hai la al treilea magazin, gata, revenim. Hai, Luci, dă-i după tine. Iar, cum mă, no? Ca și cu spate. A, e, nu, gata. S-a luminat afară, fraților, ce să mai... Asta 16 minute. Așa da, a?
asta, da, e bine. E bine. Nu zici din coloana asta, bun, la primul. Acolo era cu paletul. Problema. Gata, plecăm de aici și mergem la al treilea magazin. Nu e departe, până la al treilea magazin mai avem vreo 20 de kilometri maxim. Așa că, fraților, vă arăt împrejurimile de dimineață, așa. E dimineață, Micea! Gata, revenim. Haide, fraților, să vă arăt aici priveliștea de sus, de la etaj. Am zis că avem vreo 20 de kilometri, dar avem de fapt 9 kilometri până la următorul stop, cum ar veni. Așa că merge treaba repede. Ultimul magazin, da. Acum să vedem cum nimerim, că da. Depinde cum nimerim, că aici ați văzut, dacă nu ai spațiu, ai cum să descarci repede, dar sunt unele magazine de astea care sunt foarte aglomerate cu paleți, cu rahaturi, cu ce pun ei pe acolo, navete, și n-ai loc să treci cu amaiza, n-ai loc. E nenorocești ăștia, nu-ți fac și un pic de loc, nu interesează. E doar undeva. Ia zi, mă, Luci, e mai în jur, din când în când. Aua, rădați, limbați. Vine pe limba mea, nu știu ce. Da, deci acolo, și în română, și în engleză, și ce știi. Mai să le zici, să nu-i lași așa. Da, ca și la curiera, fraților. E mai în jur, te mai enervezi. Da, oricum, e o muncă mișto, nu e prea multă muncă fizică, numai că, na. Atenție, mă. Atenție, fii atent să încarci cum trebuie, să n-ai probleme cu paleții, că ați văzut, dacă nu îi încarci cum trebuie, se mai răsturn, se mai un alta și îți faci tu munca grea, dacă ți-o faci bine la început, na, nu te mai chinui pe traseu, cum ar veni. Așa că revenim de la acest Netto, imediat. Și am ajuns și la al treilea magazin, Shopee fără 10. Ia zi, Luci. Lasă asta jos. Lasă jos asta. Hai la descărcat, gata. Luci. Hai. Oh, totul e bine. Ce zice, mă, Luci? Îi dau drumul la asta? Da. Ce faci, mă, Luci, acolo? Da, fraților. Se pare că și aici la... pe tir. Să nu le dai pe jos, acum pe filmare. Le filmez. Se pare că și aici pe tir e apolului, adică e pachete retur înapoi în depozit, cum ar veni. Și un pic de rampă aici și fugase la vase, de rucioarele astea. Eu țin de ele și Lucian vine cu... cu frâna. Hai, cu hai. Ce faci, nu A, și doi. Nu mai fuge. Frigiderile. S-a întoarnă și pe asta-i nașpa acum la urmă. La ultimul magazin. Arci cam tot. Retururi înapoi. Lăzi goale de bere, de suc, de apă. Aceste boxuri care sunt cu carne normal. Le încarci pe toate înapoi. Uitați-vă și voi. Aici e puțin rău nașpa. Și de mai sunt acolo. Adică... vii plin și pleci plin. Nu-i așa, mă, Luci? Ce? Vii plin, pleci plin. În rest, cam asta mai e munca. Terminăm aici, umplem asfaltul cu toate retururile și după aia plecăm acasă. La parcare. Umplem mai dincolo? Ce se întâmplă? Ai urcă de pe sau? Urcă de pe sus, Luci. Nu, e bine, mă, nu e bine. Păi eu din pula mea. Dar ce, mă, trebuie neapărat să le iei toate? Cât încape, nu? Cât încape, măi, bune, dar dacă vă le-aș să răspoare, n-am de trebuit pe el. Nu mai interesează acum, că-s pline. Eu asta ce-s goale. Gata, fraților, 8 fără 8 minute. Da, 8 fără 6 minute. 8 fără 6 minute. Și noi am plecat de la ultimul magazin.
mergem spre parcare, nu spre cartierul. Da, ce ați văzut acum în spate, nu mai deservează noi, nu? Următorul. Depinde, dacă lucrează cineva pe zi, descarcă ăla, dacă nu, băiatul. Dacă nu mai descarcă, asta mai trebuie, nu? Păi stai să vezi, nu știu cine, dacă îți duce cineva pe zi, azi, azi e extra. Păi și când afli asta? Nu știu, aflu luni. Eu stau să văd dacă mă fac camionul sau nu. Oricum, acum nu mai descarci. Nu mă, mă duc la garaj, mă. La garaj, mergem la garaj. Cam asta e, fraților. Această noapte incendiară. Da, cam asta a fost munca de la Medo. Dacă vă interesează acest loc de muncă, cam asta e munca. Ați văzut și voi în mare, că nu v-am filmat tot așa, dar cam asta e sistemul. Poate și cam mănâncă, asta trebuie să faci, da. Ați văzut și voi. Sper că v-a plăcut și acest vlog și na, o să mai facem. Dacă este mai să fie vizionat acest vlog, mai venim și mai facem vloguri de aici, vă mai informăm cu mai multe detalii despre această muncă. Da, da, da. Și informații mai multe, așa că a fost doar așa pentru voi să vă țin și pe voi la curent cu viața pe camion, cum ar veni. Da, fraților, ăsta a fost vlogul. Am fost Cristipa înainte, Bor, Luci și până data viitoare, fraților, noi vă salutăm și multă baftă tuturor. Pa!